de la CF de 820, facelift-ul. Este prima filmare pe care o fac. Astăzi ne vom întâlni cu tovarășii mei de drum. O să cunoașteți pe Ciprian, pe Cătălin, pe Alin, Bogdan, să vedem cine, dacă mai vine cineva. Filmarea va fi făcută mai mult prin pădure, pentru că zona în care locuiesc, în județul Argeș, la vreo 11 km de orașul Mioveni, lângă fabrica de automobile Dacia, relieful este preponderent format din pădure de foioase. Am traversat râul Doamnei, ne îndreptăm spre Târmănești, unde ne așteaptă Ciprian. Sper să se audă bine, am făcut ieri câteva probe. Îmi creează probleme vântul din față și de aceea merg puțin mai încet. Îl văd deja și pe Fabian. Salutăm, băieții! Aveți grijă că sunteți în direct! El este Ciprian și cu prietenul. Wow, ce frumos, că aude! Mergem să ne întâlnim și cu ceilalți prieteni. Suntem cu Alin. Suntem cu Cătălin. Corect, cu răspunzător. Și fratele Alin care a apărut din nou. Ce mă luăm, omule? Găbițele. Hai că ne pupăm după. Gata, dragii mei, am stabilit și traseul. Traversăm râul Doamnei. Nu rămâne. E destul de mare apa. Foarte mare. Îi vom aștepta și pe ceilalți. Parchează pe acolo ca să vină toți. Bagă pe aici, Alin. Să vin. Așa, să-i urcăm pe toți până aici. Și apoi dacă e să-i ajutăm în rădăcinile alea acolo. Dacă cumva. Thank you.
urcă Alin. Alin urcă foarte bine. A lovit acolo ceva. Urcă și Gabi. Gabi merge bine, chiar dacă ATV-ul lui, uitați-vă cât de simplu, cu un ATV de 520 și acum Canamu cu două persoane. Canamu n-ar trebui să creeze probleme. Da, uitați. De 570 el. Dacă e așa de grea, nu mai dăm. Coborâm noi. Noi am luat-o pe variante, centura. Am ajuns în Păuleasca la biserică și așteptăm toți colegii să vină.
Rănești. Roiești este pe partea cealaltă, spre Curtea de Argeș. Ne aflăm la cruce.
exact, aia o dăm, Cipri, prin spate, de la Forci. Da. Cătălin Bărânguță. El este băiatul de la care eu am cumpărat primul ATV-ul acum un an de zile. Am cumpărat un CV de 550 și este băiatul care are, cred că, cea mai mare experiență. E bine că le mai spală, își spală ATV-urile mergând prin râu. O să fac și eu același invers.
Da. Se pare că e cureaua ruptă la Ciprian.